70 de kilometri de granița Siriei cu Irakul, în plin deșert, între Damasc și Palmira, o cafenea, Bagdad Cafe. Asaltat de mușterii, proprietarul își face totuși timp să ne spună de ce a ales acest nume cu rezonanțe ce aduc mai repede a război decât a popas. Nu, hedă tăriq o și birou al Irak. Tnin, fi usăt film americii, tădă Bagdad Cafe. Apoi o mică demonstrație de virtuozitate autohtonă. Do you like Bagdad Cafe? Yes, it's a very nice experience and it's very colorful. So it's nice station between Damascus and Palmyra. Yeah. It's very nice. Oh, it's a very pleasant place in the middle of nowhere on the way to Palmyra, why not? Mai mucaliți au fost niște turiști italieni. Cafe is very good, but this is Beduino, no? Ok, thank you very much. Sì, beh, insomma, normale, bello, carino, in mezzo al deserto, non c'è niente da dire. Poi se uno cerca altre cose... Ei sigur nu și-au prea dorit să ne vadă. Nu păreau să aibă o părere foarte bună despre români. După o cafea cu Hel, ne-am continuat călătoria. Din Bagdad, Bagdad Cafe, pentru Observator, Iosif Buble și Raul Timar.